Eu am vrut să fac transmisiunea live pe orizontală, dar el nu știu de ce. Mi-l-au făcut pe verticală, da? Nu contează până la urmă. Spectatorii care mă privesc pe telefon o să zic că bă, da prost, că așa arată mai bine. Sper că o să avem o conexiune bună, că azi am înțeles că e sărbătoare și toată lumea stă în casă și s-ar putea să fie mare aglomerație, mai ales pe rețelele mobil telecomului, care e cam neserios. Anunțam mai ieri pe pagina mea de Facebook, anunțată drept candidat independent, că iată, vine vremea când trebuie să constituim grupul de inițiativă și că voi trebui să strâng semnături, indiferent dacă candidez împreună cu blocul sau independent. Pe 26 deja se face desemnarea candidaților și deci trebuie constituit grupul de inițiativă. Și cu ocazia asta am făcut și un sondaj mai haios așa, cu fotografii sau cu gifuri chiar, cu imagini animate și întrebam dacă crede lumea că trebuie să candidez din capul meu independent sau că trebuie să merg împreună cu acum, pentru că nu mă gândesc la alt bloc, nu văd de ce m-aș implica cu alții. Și rezultatele sunt convingătoare, covârșitoare. 71% din 207 votanți au zis că trebuie să merg împreună cu blocul acum. Și iată animația, poza aceea care mă arată cu blocul acum așa înghețat. Sunt uimit de rezultate. Totuși, în comentarii, mulți au zis că nu au încredere în acum, în blocul ăsta și că mai bine aș merge singur, cum am candidat acum 4 ani, prima dată. Vreau să vă spun că am depus dosarul, ca să zic așa, am trecut și filtrul de integritate la Parlamentul Curat, am trimis și CV pentru comisia lor de meritocrație, dar iată, până la data asta, 24 decembrie, nu am niciun răspuns decât confirmare că da, știu de intenția mea, de dorința mea de a candida pe o anumită circumscripție și dacă vor să mă ia în calcul, eventual să mă includă în listele lor, dacă le dragă de numele meu. Dacă nu, voi candida împotriva lor. Va trebui să concurez cu candidații lor. Și cel mai probabil o voi face pe o circumscripție din afara țării. Pentru că electoratul meu, care mă înțelege, pare să fie plecat din țară și care apreciază, să zic, curajul, activismul meu. Cel puțin așa s-a văzut la alegerile din 14, cel mai votat am fost în diaspora. Și deci, miercuri, dacă nu am niciun răspuns de la partid, de la partide, cele două care formează blocul și cine o să mai consulte ei, o să merg independent și voi decide atunci, vom decide poate împreună cu cei care vor veni să constituim grupul de inițiativă, vom decide pe care circumscripție, că 50, că 51. Am fost ieri în parc la microfonul liber și cu toată lumea cu care m-am întâlnit mi-a zis, da, sigur, vin și te susțin și particip în grupul de inițiativă. Era acolo și un puști care abia la anul împlinește 18 ani, dar până la alegeri, deci nu poate să facă parte din grupul de inițiativă și era și o bătrână de peste 70 de ani, așadar s-ar putea să am un grup de susținere pestriți, eterogen, reprezentativ pentru societatea moldovenească și mă bucur de acest lucru. Cel mai probabil o să ne întrunim miercuri după masă, poate chiar seara după serviciu. Înțeleg că miercuri deja lumea începe să lucreze. În Moldova văd că se serbează Crăciunul din ajun și pe 25, dar pe 26 va fi zi de lucru. Pentru ca să vedem oamenii se eliberează de la lucru, dar și să vedem și partidele, ce candidați au, unde, cum înaintează,
ca eventual să mă bag pe circumscripția în care am mai multe șanse și în care vor fi candidați mai puțin buni de tolerat, de lăsat să candideze. Când m-aș băga pe o circumscripție, numai să-i stric planurile cuiva, să-i fur voturile vreunui impostor sau vreunei impostoare. Azi aveam de gând să merg să ridic certificatul de integritate, că m-au sunat mai ieri de la Autoritatea aceea națională pentru integritate și au zis că e gata, sper că e fără mențiuni, dar n-ar avea ce să menționez că n-am avut nicio funcție publică și deci n-am avut nici ocazia să fraudez sau să-mi încalc integritatea promisă. Dar iată, cineva mi-a zis ieri, băi, stai că azi e zi liberă. Și abia acum, la amiază, m-am interesat pe site-ul autorității și am constatat că au avut program totuși până la 1, dar eu oricum aveam de gând să merg pe la 1, că așa mi-a zis femeia la telefon, veniți de la 1 la 4, la etajul 7 să ridicați certificatul. Deci m-aș fi dus degeaba azi la ANI. E un program parcă intenționat făcut așa, ca oamenii să nu mai reușească să răzbată, dar oricum nu ne lăsăm noi intimidați și păcăliți de programul lor flexibil și pauzele lor enorme pentru sărbătorile de iarnă. Vom încerca să facem o campanie electorală cât se poate de corectă, onestă, curajoasă și în continuare intenționez să mă bazez pe muncă voluntară, pe oameni care vor să facă neremunerat activitatea asta, colectare de semnături sau constituirea grupului de inițiativă sau după aceea promovare. Dacă voi candida pentru diaspora, nu am de gând să merg prin țări străine ca să mă întâlnesc cu oamenii, ci voi conta doar pe internet și voi face astfel de clipulete și voi participa eventual la dezbateri electorale dacă vor exista și mă vor invita. Nu am de gând să fac spoturi electorale decât dacă televiziunile publice, postul de radio public vor difuza astfel de materiale, cum s-a întâmplat în 14 și atunci eu pun telefonul în față și înregistrez un spot electoral cum făceam data trecută, fără cheltuieli, fără bani și le voi da să le difuzeze gratuit. Dacă nu va fi posibil, singura miză va fi internetul, rețele sociale, Facebook, YouTube, Twitter. Mai sunteți unii pe Odnoklassniki contacte, dar eu nu sunt pe acolo, care și cum poate contribuiți, interveniți. Așadar, dacă vrea cineva să facă precum Brega sau mai bine decât Brega, mai aveți 2 zile să vă decideți unde și în ce fel candidați. Că miercuri deja e prima zi când puteți să constituiți grupul de inițiativă și să prezentați actele fie la Comisia Electorală Centrală, dacă sunteți împreună cu vreun partid și apereți pe vreo listă pentru circumscripție ce e națională numărul 1, fie la Comisia Electorală de Circumscripție, dacă v-ați hotărât să candidați în vreun raion sau în vreun cartier din Chișinău, nu știu la Bălți în câte circumscripții au împărțit orașul. Dar în Chișinău am înțeles că cu tot cu suburbii vreo 11 circumscripții. Mai apare o problemă cât de mic poate să fie grupul de inițiativă. Eu sper că noi câți vom fi acolo, 4, 5, 10, vom constitui un grup hotărât, curajos. Și nu o să zic că, bă, dar sunt prea puțin, dacă o să fie numai 3, de exemplu. Că n-am văzut nicăieri, nici în cod electoral, nici în regulamentele lor, vreau mențiune cât de mare trebuie să fie grupul de inițiativă și de asemenea o altă nedumerire. Dacă eu, candidatul desemnat, pot să și conduc grupul de inițiativă. Tot n-apare nicăieri vreo interdicție în acest sens și deci cel mai probabil ca să-mi fie mai ușor să mă organizez, voi indica în procesul verbal al ședinței, mai ales dacă nu va fi o persoană în care să am destulă încredere ca să îl propun ca lider al grupului de inițiativă. Și ca să-mi fie mai ușor, să nu trebuiască să coordonez cu omul neapărat data, ora când mergem cu demersuri la comisie,
Voi propune ca tot eu să fiu liderul grupului de inițiativă, că doar eu m-am autopropus și grupul ăsta de inițiativă, în alegerile prezidențiale, chiar am încercat să forțez nota, am încercat să candidez fără grup de inițiativă și n-am reușit nici cu instanță de judecată. Deci grupul ăsta de inițiativă înțeleg că a fost un filtru, o invenție, o găselniță a guvernanților ca să te descurajeze, să-i descurajeze pe cei care veneau și depuneau dosare și nu strângeau nici semnături. E adevărat, prindeau niște teancuri de hârtii numerotate cu liste de subscripție, de colectat semnături și nu le colectau. Acum deja au făcut regulament și ne obligă ca acele liste, indiferent dacă sunt completate sau nu, să le ducem înapoi la CEC, că altfel, ci că există, ar putea să existe răspundere, dar n-am auzit în codul contravențional să introducă vreo pedeapsă pentru că nu duci listele de subscripție înapoi la CEC sau la Comisia Electorală de Circumscripție. Dar ar putea să se bazeze pe legile cele despre datele cu caracter personal. Și acolo iarăși e o problemă și o nedumerire. Regulamentul lor, făcut încă din 14, prevede că fiecare cetățean care susține trebuie să semneze cu mâna lui sau a ei, acea persoană, cu mâna lui trebuie să scrie toate datele în listă și să semneze holograf, cum s-ar spune. Dar în felul ăsta, acel om are acces să uită la toată lista și poate citi cine, cu ce date personale, inclusiv IDNP-ul, a semnat până la el, dacă nu e primul care semnează pe acea listă de subscripție. Și în felul ăsta, cum faci să garantezi protejarea datelor cu caracter personal? Și noi nu suntem doar persoane autorizate de instituție cei de stat care permite prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, ei campanie electorală și noi avem, dacă ne acceptă grupul de inițiativă, avem și legitimație de candidat sau de membru al, nu, membru al grupului de inițiativă, că deocamdată când colectăm semnături nu suntem candidați. Candidat devii abia după ce îți acceptă semnăturile. De data asta, acum cu modificarea asta de lege, e mai ușor de strâns semnături, nu mai trebuie să strângi 2000 cel puțin când erau cu candidații independenți. Acum, dacă ești bărbat, trebuie să strângi cel puțin 500, maxim 1000 de semnături, deci probabil o să ne dea liste de subscripție pentru maxim 1000 de semnături. Dacă ești femeie, și mai ușor, în jumătate, trebuie să ai 250 de semnături valabile, maxim 500. Și asta eu cred că e foarte ușor de colectat pentru cine e capabil să întrunească și un grup de susținere de 3, 5, 10 oameni. Dacă o să candidez pentru circumscripția diaspora, o să-mi fie mai ușor ca data trecută să strâng semnăturile la kilometru zero în centrul capitalei, și întrebându-l pe fiecare care trece pe acolo sau care mai recunoaște dacă vrea să semneze, pentru că pentru acele circumscripții din diaspora poate semna oriunde, din orice circumscripție. Pe când dacă aș candida în circumscripția 33 contra lui Țuțu, de exemplu, ar trebui să colectez semnături numai de la Troșeni, Durlești, nu, Băcioi, ce mai avem noi acolo în nord? Și asta tot n-ar fi greu când mergi din sat în sat și vorbești cu oamenii. Sau aici, în Chișinău, dacă aș candida pe vreo circumscripție, trebuie să strângi semnături numai de la oamenii care au domiciliu în circumscripția asta. Adică, chiar dacă îl găsești la Rășcani și el are viză de domiciliu la Cantemir, de exemplu, nu pe Bulevardul Cantemir, dar în orașul, raionul Cantemir, nu poate semna, nu poate să te susțină. Și nu poate să te susțină omul care a semnat deja pentru altcineva. Și e foarte posibil să existe diversiuni, să-ți aducă vreo persoană de neîncredere, să-ți aducă semnături de la oameni care au semnat și în altă parte, și să-ți fie invalidate semnăturile. Deci aveți atenție cui încredințați listele de subscripție, în ce fel vă colectează semnăturile, ca să nu vă treziți scoși din cursa electorală, cum era să mi se întâmple mie în 14, ci că e valabilă doar semnătura care a fost aplicată anterior, prima, celelalte deja nu sunt valabile, dar nu cred că o să stea cineva să calculeze
chestia asta. Cel mai degrabă vor fi folosite prevederile astea pentru diversiuni, pentru a băga cuiva niște falși amici care să-i invalideze listele de subscripție dacă omul vine numai cu 550 de semnături și au găsit 60 nevalabile și gata. Aveai insuficiente, că nu poți să mai adaugi după aceea semnături. Ai depus odată dosarul, trebuie să fie perfect, altfel votează ăștia contra. M-am uitat pe site-ul CEC-ului și încă nu e stabilit nici locația, nici datele de contact ale Comisiei Electorale de Circumscripție pentru diaspora. Deci Comisiile Electorale de Circumscripție abia azi sau până azi trebuiau să se fondeze și să se stabilească sediul și datele de contact și după aceea să se desemneze și un grup sau în cadrul comisiei trebuie să stabilească o altă comisie mai mică care înregistrează, comunică cu grupurile de inițiativă. Mă uit pe site-ul CEC-ului că anunță că sunt 62 de zile până la ziua alegerilor, chiar dacă suntem în 24, iar la alegerile sunt pe 24 și s-ar părea că sunt fix 2 luni. Dar legea calculează chiar în zile calendaristice și decembrie și ianuarie sunt ambele cu câte 31 de zile și legea prevede că doar cu 60 de zile înaintea alegerilor și nu cu 2 luni pot să încep campania electorală așa, dar sunt și 2 luni până la alegeri, dar și 2 zile până când începe perioada electorală, perioada în care începe desemnarea candidaturilor. Bine, blocurile deja s-au constituit sau se constituie, se duc, se înregistrează la CEC, e febră acum cine al câtulea pe listă și tot așa. Chiar dacă ei după aceea încă pot să modifice listele, să le completeze, să le retragă, dar ei se grăbesc să fie primii în buletinele de vot și de asta se vor grăbi miercuri tot să fie la CEC pentru lista națională, pentru circumscripția națională, iar candidații independenți se vor grăbi să fie la Comisia Electorală de Circumscripție, tot așa ca să fie primii în buletin. Dar oricum, nu cel care se duce primul cel mai dimineața acolo nimerește primul în buletin, ci cel care are norocul la loterie să fie primul. Și oricum în buletin ești introdus abia după ce aduci listele de subscripție, deci candidații independenți sunt dezavantajați, ca să zic așa, discriminați. Ei sunt condamnați să apară în buletinul de vot la coadă, pentru că partidele deja și-au desemnat candidații. A, nu, pe circumscripție și partidele trebuie să strângă semnături. Am înțeles. Dar în buletinul de vot pentru circumscripția națională, doar partidele pot și concura. Candidații independenți nu pot pentru circumscripția națională. Octavian Leșcu mă întreabă unde candidez și am explicat de la bun început, încă nu am stabilit, dar la fel cum spuneam și în iulie, când am fost primul care am anunțat că vreau să candidez independent, încă mă gândesc la una din cele două circumscripții vestice din diaspora sau poate pe aici, prin Chișinău. Dar aștept încă un răspuns de la blocul acum, care nu dă niciun semn, dar știu că acolo e febră, fermentează. Până miercuri după masă aștept și atunci când ne constituim cu grupul de inițiativă, o să știm deja și ce a făcut blocul, dacă m-a luat sau nu în calcul. Până acum nu m-au chemat deloc la discuții, la tratative și nu cred că poate să zică, da, bine, am acceptat, te primim, te trimitem în circumscripția 49 Strășeni, sau nu, 49 e diaspora rusească, estică, China și Tajikistan. Să zică ei, de exemplu, te primim și te trimitem unde vrem noi. Vă dați seama că n-aș accepta o astfel de colaborare, ci una reciproc avantajoasă. Deci, miercuri, când ne, probabil miercuri după serviciu, ne adunăm la adunarea de constituire a grupului de inițiativă, atunci deja voi ști unde candidez și în procesul verbal pe care, iată, l-am pregătit, am scos din anexele de pe site-ul CEC, în procesul verbal vom scrie oamenii aceia pe care i-a adunat Brega, unde îl susțin să candideze. Țin pumnii din toată inima, Oleg, succes și sărbători frumoase ție și celor dragi.
zice Cristian Marin, probabil dânsul e din România și nu prea e cu febra electorală de aici. Tudor Pânzar ne salută, bună ziua, salut Tudor. Sunteți un candidat cu prezentare fără precedent, este nevoie de așa candidat și ulterior nu doar candidat, un start binecuvântat, zice Irina Galer Iavorski și îi mulțumesc. Da, sunt un candidat neobișnuit, neformal, și sper să fie cât mai mulți astfel de candidați și oamenii să voteze astfel de candidați credibili, onești și să nu-i mai voteze pe aia care îi păcălesc cu pomană electorală sau cu o promisiune electorală sau cu un drum construit acum în decembrie pe zăpadă și care se jupoaie ca linoleumul. Dacă acum nu acceptă, halal de ei, zice Dimitri. Sper că vei fi candidat din Chișinău, trebuie să vezi unde ai mai mulți activiști și susținători. Nu pot să stau să mai calculez. Miercuri trebuie să decid pe care circumscripție candidez. Și nu văd de ce n-aș candida pentru diaspora. Ziceam mai devreme, în diaspora am alegătorii care mă înțeleg cel mai bine, sunt oameni curajoși ca mine, care și-au luat soarta în mâini și lumea în cap. Și eu de vreo 2 ani am plecat din Republica Moldova, dar mă consider la București, mă consider acasă. Să văd cum pot să văd celelalte comentarii, că nu știu cum au dispărut de aici, dar probabil dacă aș apăsa pe video, bine că i-am scos sunetul. Aici acum pot să le văd pe toate. Țin pumnii. Bravo, succese, succese. Un sincer și ambițios. Da, până acum numai laude, nu sunt întrebări și nu sunt alte comentarii. Cam asta e situația, v-am explicat în ce stare sunt. Nu mi-explic de ce a pornit telefonul ăsta, transmisiunea live pe verticală, când eu îl răsturnasem orizontal și așa eram obișnuit, dar poate că așa și trebuie. Poate că asta e ținuta mea preferată. Vertical, cam ca stejerelul ăsta. A plantat Ileana un stejar și s-ar putea să iasă copac din el, dar deocamdată e o plantuță pe care riscă să o mănânce pisica. Sper să nu o păzim ca pe ochii din cap. Cred că în diaspora sunt mai multe șanse de a învinge. Așa mă gândesc și eu. Tu ai analizat statistica de alegeri precedente, unde ai avut rating cel mai mare? Da, mi-au spus că în Quebec, în Canada, am fost cel mai votat candidat și acum, spre deosebire de alegerile din 14, acum învinge nu cel care trece pragul electoral, de exemplu, pentru independență atunci era prag de 2%, ci învinge cel care are cele mai multe voturi. Acum e un singur tur și deci, da, în diaspora americană, de exemplu, aș avea poate cele mai multe șanse. Evident, depinde și cine vor fi ceilalți candidați. Dar dacă candidează pastorul baptist, vicepreședinte al Parlamentului mafiot, Ghilețchi, nu mă tem să mă bat cu el. Nu știu ce șanse aș avea cu fostul ambasador în Statele Unite, Igor Munteanu, dacă acela cumva se gândește să candideze sau îl desemnează blocul acum. Ar fi mulți candidați puternici, redutabili acolo, care chiar m-ar bucura și atunci m-aș feri de circumscripția 51. Dar încă nu știm, v-am zis, de asta și convoc ședința grupului de inițiativă pentru miercuri după amiază, că atunci deja vom ști ce fac partidele, blocurile, ce cu un candidat sunt, o să avem timp să cercetăm lista. Și să ochim locul cel mai bun, cel mai potrivit. Nu mă tem să candidez, să
să concurez nicăieri. Cam asta e probabil. Oamenii mă încurajează, mă susțin. Aici cred că pot să citez, să-mi arate comentariile cele mai noi. Da. Nu mai descurc acum, n-am destule butoane. Probabil. Dacă vrea cineva să mai întrebe ceva sau să comenteze, îndrăzniți. Dacă vrea cineva să facă parte din grupul de inițiativă, scrieți-mi un mesaj privat aici pe pagina Oleg Brega, candidat independent, sau pe profilul meu Oleg Brega, sau mă găsiți pe Skype, pe Viber, pe WhatsApp. La fel cum mă găseați până acum când aveați nevoie să mediatizez vreun caz de al vostru. Telefoanele mele sunt tot timpul disponibile. Pe Google căutați telefonul Oleg Brega sau adresa e-mail sau cont de Skype și imediat îl găsiți. Dar peste tot, cam peste tot, sunt cu numele meu. Am o întrebare. De unde trebuie să fie semnături dacă mergi de la diaspora? Va fi greu de colectat? Nu, Dimitri, am spus mai devreme, dacă candidez pentru diaspora, atunci semnăturile poate să fie de oriunde și chiar mai bine decât în 2014, că nu mai trebuie mers la primărie ca să-ți confirme semnăturile cele, să le valideze. Nu știu ce făceau primarii, cel mai des se împotriveau. Amintiți-vă ce probleme am avut la Colonița, ce probleme am avut la Ialoveni atunci, în 2014. Acum nu mai trebuie mers la primărie pentru confirmarea semnăturilor celora și nici măcar nu trebuie să le punem pe localități. Pentru diaspora poți să le pui toate la rând. Merge omul, unul din Ialoveni și unul de la Briceni și altul de la Rășcanovca Capitalei, toți pot semna la rând. Ai strâns maxim 1000 de semnături și te duci cu ele la Comisia Electorală de Circumscripție. Deci, pentru diaspora va fi ușor de strâns semnături și mă bucur că măcar în felul ăsta, măcar pentru noi, au făcut condiții mai bune. Și vă amintesc și insist, pentru femeie, cum e încă mai ușor, chiar în jumătate au de strâns semnături, de aceea încurajez cât mai multe femei să candideze. Inclusiv pentru circumscripțiile diasporei, nu e obligator să câștigați din prima. Ați văzut eu câte campanii electorale, la câte campanii electorale am participat până acum. Încă n-am obținut nicio funcție publică, dar asta nu m-a descurajat și mai particip și mă implic. Asta înseamnă cetățenie activă, implicată, curajoasă și încurajez pe toată lumea sau cât mai multă lume să facă astfel. Să candidezi nu-ți trebuie decât să ai 18 ani sau să împlinești 18 ani până în ziua alegerilor, nu-ți trebuie să ai studii superioare sau studii de politologie, economie sau drept ceva. Important e să vrei să faci politică onestă, curajoasă. Eventual, ți-ar trebui ceva calități oratorice, de astea se învață și în școală, și la grădiniță, și în viață, ca să poți comunica cu oamenii, să poți să te exprimi când dezbați în campanie electorală sau după aceea în Parlament, ca să apere un proiect de lege sau să combați un proiect pe care îl consideri greșit. Și fă-ți loc, dă din coate, fă-ți loc în politică. Încearcă să o faci altfel decât au făcut-o până acum. Am văzut până acum și din cei născuți în URSS și foști membri ai Partidului Comunist, și din cei care s-au declarat anticomuniști și luptători pentru dreptate, s-au comportat lamentabil în viața politică. Sper că măcar noi, politicieni care vor apărea, iată așa, din societatea civilă, la astfel de ocazii, sper măcar noi să ne comportăm corect, onest, destoinic, să schimbăm fața, comportamentul clasei politice. Poate că avem nevoie de politicieni de profesie, de carieră și nu businessmani, artiști în viața politică care figurează pe acolo, cum a fost Doinița Sulac, dacă vă amintiți, sau cum a trecut Ion Suruceanu prin Parlament. Nu cred că dă roade astfel de politică. Haideți să schimbăm situația.
Cineva strigă poliția, Andrei Oțel, și eu accept gluma și chiar mă mândresc cu sintagma asta. De multe ori mă întreabă lumea de ce strigă în halul ăsta și eu de fiecare dată am răbdare să explic. Poliția strigi când ți se încalcă drepturile, chiar dacă te bate, te atacă poliția. Poliția e singura structură de stat care are obligația să apere drepturile omului și să intervină în forță când drepturile omului se încalcă sau când se încalcă legea. Și ca să nu creadă oamenii că vă hârjoniți, că v-ați îmbătat, că v-ați crântit, strigați poliția dacă vi se încalcă drepturile. Indiferent dacă vă fură, vă bate vecinul sau dacă vă bate un polițist, strigați poliția, cabrega. Încă nu știm ce să întrebăm, dar să-ți urăm succes, zice Petru Gâțu și mulțumesc. Octavian Leșcu mă asigură de susținerea lui. Eugeniu Porubin zice, Brega, votează că meriți. Eu cred că și voi meritați să votați. Eu vreau să și candidez, nu doar să votez. Deocamdată am numai buletin și pot vota în Moldova, la mine în sat. Nu știu, deocamdată am auzit despre un candidat de la Sângerei pe circumscripție aceea. Dar știți că la alegerile din 24 februarie nu doar candidații de pe circumscripție îi vom vota, ci vom avea patru buletine de vot. Deci pentru partide, pentru candidatul de circumscripție și două buletine pentru referendumul Lupește, inițiat de mafie, ca să ne ocupe mințile. Referendumul puteți să-l ignorați, puteți să nici nu luați acele buletine sau să scrieți ceva de mama lor pe buletin în cabina de vot, că nimeni nu vă verifică. Sau puteți să și votați, dacă vă pare interesant, ca să fie micșorat numărul deputaților în Parlament și dacă deputații pot să fie rechemați din funcție. Se pare că astea sunt cele două întrebări puse la referendum. Dar aveți grijă cum votați, pe cine alegeți, ca după aceea să nu regretați. Dar să știți că activitatea politică nu se termină doar în ziua alegerilor, ci imediat a doua zi puteți să scrieți petiții, ca Brega, puteți să faceți proteste, puteți să dați în judecată. Dar eu vă îndemn, mai ales la campanii electorale, să vă implicați chiar ca Brega candidând. Puteți să începeți cu alegerile locale, puteți să începeți cele parlamentare. Eu prima dată am candidat în 14 la alegerile parlamentare. Cum vă țin puterile, cum aveți curaj, așa începeți. Candidați și implicați-vă, luați-vă soarta în mâini, că dacă nu o faceți voi, vedeți, o fac alții. O face Șor, o face Dodon, o fac Plahotniucii și sateliții lor. Eu de la Torina vă salut și cu mare speranță sper să ajungeți unde trebuiesc așa haiduci. Mulțumesc! Cred că în diaspora sunt mai multe șanse de a învinge, insistă Alex Mutu. Dar cred că astea sunt întrebările pe care le-am citit. Da, și Dinu Negru insistă cu diaspora. Da, și eu am ochit cele două circumscripții 50-51. Miercuri, după masă, o să decid pe care dintre ele candidez, dacă nu cumva vine blocul acum cu o altă propunere, de la alții nu accept, nu mă interesează propuneri, nu vreau să merg cu altcineva în campanie electorală, nu mă interesează nici blocul cel la Unionist, care se pare că e controlat de mafie, nu mă interesează nici partidele care merg împotriva blocului celui Unionist, dar care tot s-au compromis, Partidul Național Liberal mă curta prin Vitalie Lisnic și prin alții, dar ei s-au compromis în trecut cu tot felul de extremiști acceptați acolo pe listele lor. Și eu nu vreau să apar alături de al de Lașcu sau de cine mai era acolo, cum îl chema pe celălalt. Mai bine, nici nu merită să le spun numele. Vitalie Ursu se uită. Poliția succes. Chiar ieri m-au întrebat niște oameni unde este Oleg Brega, ci că au auzit că a plecat. Trebuie neapărat de gândit despre participarea la emisiuni TV pentru oameni. Nu cunosc ce se întâmplă.
N-am ce să mă gândesc la emisiuni TV, eu nu am bani să-mi plătesc publicitatea electorală și voi accepta toate invitațiile la dezbateri electorale și la fel ca în 14, dacă nu o să pot eu să particip la două dezbateri care au loc simultan, o să desemnez persoane de încredere, cum a fost atunci Dimitri, te-am trimis pe tine, am trimis și colege și au participat la dezbateri electorale. Dar tare mă tem că nu prea o să fie dezbateri electorale sau nu o să ne invite pe noi candidații din circumscripții. De ce miza, am spus și la începutul acestei intervenții, va fi pe internet, pe rețele sociale. Vasile Ursu întreabă, dacă ajungi în Parlament, ce faci? Te asociezi cu acum? N-am niciun angajament, nicio obligație, mai ales dacă acum nu o să mă vrea pe listele lor, nu o să am nicio obligație față de ei. Și deci voi vota orice proiect de lege bun, de la oricine, eu nu am inhibiții că l-au propus comuniștii și nu votez. Eu o să fiu tamanul, un deputat liber care să voteze cum o să vrea el și eventual cum o să ceară interesul public al cetățenilor. Nu cum fac ăștia, că nu votăm proiectul vostru că vine de la opoziție sau că vine de la guvernare. Și atunci, peste câteva luni, următoarea legislatură, propun ei aceeași lege, o propun ei ca să o voteze. Eu nu o să am inhibiții. Bun, mulțumesc pentru comentarii, pentru participare. Cine o să vrea să facă parte din grupul meu de inițiativă, sper să ne vedem miercuri seara sau cel târziu joi la amiază. Cine nu, sper să ne întâlnim pe stradă să semnați pentru mine. Dacă nu și nu, sper să mă vedeți în buletinul de vot pe 24 februarie. Noroc!